Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Ah, dragii mei, sunt foarte curioasă ce cărți apar. Am senzația că anumite mesaje care au venit deja se pot adapta și pentru persoane care au Marte în leu, mai ales... Da, Marte în leu. Poate unii dintre voi o să vă dați seama de ce zic acest lucru. Am amestecat cărțile, au venit mesajele din setul de cărți pe care o să-l folosesc. Am vrut să se arată și o să vedeți că se arată de mai multe ori chestia asta. Cavalerul de spade și diavolul. Dragii mei, repet, o să vedeți și la următoarele cărți cum, cel puțin pentru aceste mesaje, nu știu cum o să fie la crucea celtică, pentru aceste mesaje de scurtă durată, separate, unii dintre voi, orice planete și aspect ați avea acolo în leu, sunteți într-o situație toxică sau există cineva obsedat de voi sau voi aveți, eu știu, v-am zis, depinde de planetele pe care le aveți, o obsesie sau, dacă nu e obsesie, este dorința de control, este o situație toxică. Este diavolul însuși, în spatele acestui cavaler de spade. Mie, în general, îmi place cavalerul de spade. Îmi place și cândva sper să vorbesc despre cavaleri, că sunt foarte faini în energia lor pozitivă. Și chiar și acesta. În general, acesta este similar cu turnul, evenimente neașteptate, mesaj neașteptat. Posibil semn de aer. Posibil. Acest semn de aer va veni într-un fel sau altul, sau un mesaj va veni într-un mod neașteptat. Dar ce are în spate? Iaca. Poate să fie o trio, mai mult sau mai puțin. Poate să fie cineva cu aspecte în Capricorn. Poate să fie o chestiune legată, vă dau multe variante, o chestiune legată de casa 10-a carierei. Dar mai presus de toate, diavolul e diavolul. Da. Nu e frumos. Și nu e nici pozitiv. Ăsta e adevărul. Să vă spună cineva că nu mai poate, că se gândește tot timpul la voi. Că e balanță, că e gemeni, că e vărsător, iar variază, că e capricorn, iar variază, poate să fie orice alt semn, da? Că se gândește la voi sau, o să vedeți de ce zic sau. Poate chiar acest semn de aer să aibă planete în leu și când cineva are planete în leu devine foarte obsedat de control. Și își dorește cu orice chip ceva anume și vrea să-și controleze reușita. Să-și controleze reușita. La capătul setului de cărți, ce avem aici? Iar semn de aer, mai mult sau mai puțin, posibil, cineva care nu își arată adevăratele emoții, minte în privința emoțiilor sale. Că e semn de aer, că e rac sau planete ce o avea acolo, nu contează. Cineva care simte pentru cealaltă persoană, dar nu-și arată emoțiile. Și simte foarte profund și simte că este o legătură spirituală și totuși încearcă să se detașeze emoțional și cu cât încearcă să se detașeze emoțional, cu atât este mai rău pentru această persoană. Cu atât este mai rău. Pentru că își face griji, nu poate să doarmă noaptea, da? Și asta pentru că nu vrea cu niciun chip acest patru de monede, repet, nu contează ce zodie este, nu vrea cu niciun chip să arate emoții, să arate sensibilitate, să arate flexibilitate. Ia uite ce avem. Patru de monede. Împăratul. Regele de bâte. Și soarele. Soarele, energie frumoasă. Este o trezire. Să sperăm că după tot acest schimb și transformare emoțională, mentală, în relație cu voi, sau poate ei au, cine, eu știu, ei, voi, unii dintre voi, aveți acolo niște planete care vă fac foarte încăpățânați. Este posibil. Dacă nu sunteți voi, poate să fie o persoană cu care aveți de-a face. Eu personal nu mă simt, deși am ascendent, nu mă simt ca fiind reprezentantă a acestor energii, dar știu că există cineva în preajmă care le are. Le are. Și ia ca așa, deci am vorbit de împărat, da? Am vorbit de împărat, am vorbit de diavol. În setul de cărți pe care l-am pregătit pentru clarificare, just in case, nu știu dacă o să clarific.
Iaca ce a apărut. Deci se confirmă cel puțin de două ori, deși o să vedeți chiar de trei ori chestiunea asta. Împăratul, rebelul și... Asta ce este? Regele de spade, rege, numai cavalere rege, care vrea controlul, da? Vrea controlul. Și în continuare ce a venit, dragii mei, conditioning. Diavolul în persoană. Da, bine, încearcă să pară altfel, încearcă să ascundă emoțiile, încearcă să ascundă ce simte și cu cât ascunde, cu atât lucrurile încep să... intoxice. Pentru că asta e întotdeauna aleu, o să miroasă aleu, chiar dacă se îmbracă în blană de miel, da? Chestia de feromoni, da? Probabil că e o chestie sexuală, dacă tot am vorbit de feromoni. Și are o obsesie. Cineva simte, e obsedat mental, dar nu în sensul musai, vai, obsedat, mă. Se gândește tot timpul. În sensul ăsta. Se gândește tot timpul la voi. Sau voi vă gândiți la cineva. Poate să fie și una și alta. Că dacă este aceasta, când este vorba de sexualitate, diavolul reprezintă și o chimie foarte puternică între voi doi. Între voi doi. Și în momentul în care cineva se gândește la tine, evident că și tu începi să te gândești la acea persoană. N-ai cum să nu o simți, mai ales dacă lucrezi cu energiile tale. Și totuși, persoana încearcă să nu arate ce este. Încearcă să pară mai blândă, inocentă. Sau, de fapt, eu nici nu am emoții față de tine. Dar, de fapt, asta e doar o dorință de control. Și totuși simte, ia uite ce frumos se leagă, simte nevoia să spargă aceste lanțuri. Da? Aceste lanțuri. Interesant. Și să comunice. Să comunice. Am zis că rebelul reprezintă aici numărul 4, da? Și împăratul pe care l-ați văzut mai devreme. Chestiunea este că acest personaj, cine o fi voi ei, nu contează. Are un foc interior foarte, foarte mare. Zic eu că o fi și Marte, nu doar Venus, nu doar Soare, da? Este cavalerul de bâte, jucăușul. Asta ce înseamnă? Valetul de bâte, intensitate, nu, valetul și cavalerul, da? Jucăușul care din joacă în joacă, încet încet, creează niște situații foarte intense și foarte toxice. Și foarte toxice. Și cu cât nu exprim o situație, cu atât, am zis, se complică lucrurile. Și totuși, persoana aceasta trebuie să lucreze un pic cu acest foc interior sau să mai aștepte. Să lucreze mai degrabă în grădina lor interioară ca să poată să aibă de-a face, sau mai bine zis, să poată să comunice coerent această intensitate, această atracție. Eu zic că e atracție, de-aia zic că obsesie, obsesie sexuală față de cineva. Vă place, nu vă place, ăsta e adevărul. Pe care cineva o controlează, posibil semn de aer, repet, dar poate să fie orice alt semn. Dacă se va comunica, bine ar fi, Doamne ajută, să fi lucrat o leacă în grădina interioară acest personaj, ca să... ca să poată fi primit mesajul cum se cuvine. E o persoană care se simte un pic în afara, regulilor, într-un fel, un outsider, un tip așa mai altfel, ieșit din comun și poate din cauza aceasta are niște probleme de comunicare. Și emoționale, cum am zis mai devreme. Chiar dacă mă repet, asta e, mă repet că trebuie să repet. Situația asta, cavalerul de bâte, despre care am zis mai devreme, da? Ia uite, cavalerul de bâte, aici, intensitatea asta, se regăsește și în aceste cărți. Da? Acesta este, zebra este cavalerul de bâte. Similar, să zicem. Optul de monede, lucrul în grădină, se regăsește. Îmi place când cărțile sunt la unison sau în fine. Prea,
pe aproape susțin același mesaj. 7 de monede. Trebuie să aștepte, trebuie să lucreze iar. Nu leacă măcar la creșterea sa spirituală sau la o coerență. Trebuie să conceapă măcar mesajul. Avem 2 cavaleri, da? Și de bâte și de spade. Nevoia de a exprima prin cuvinte și nu doar prin cuvinte, și prin acțiuni, ceea ce simte, ceea ce vede, ceea ce anticipează, că e al treilea ochi. La capătul setului de cărți, să vedeți, iar ce energie, mai confirmă cărțile. Chiar dacă eu iau-te împăratul, iau-te împăratul, da? Era aici. Împăratul, nevoia de control, lupul despre care am mai vorbit, nu mai știu în ce etalare. E o persoană care iese în evidență, într-un fel sau altul. Se îmbracă ciudat, gândește ciudat, dar zebra întotdeauna nu se camuflează. Da? Ah, interesant, poate poartă haine de gen armii de camuflaj. Interesant. Cum. Da, mersi de inspirație. Posibil, da. Oricum, este un personaj care încearcă să stea în umbră, să dospească, să conceapă ceva, să aibă răbdare. Eventual să închidă un ciclu cu ceva, cu cineva, până vine să comunice, pentru că așa au apărut cărțile. Până vine și comunică. Ideea este că, în preajmă, că este același personaj, da? Dragii mei, variază, sunteți mulți. Că este un singur personaj și acesta alt personaj poate să fie posibil pentru unii. Poate să fie același individ, da? 2 într-unul. În continuare, există iar o energie foarte toxică. Măi. Scorpion, tarantula, semne de foc, semn de aer, similar cu 8 de spade, cineva care se gândește tot timpul la ceva. Ce? Cioara? Hai să fim serioși, că nu e un mesaj foarte pozitiv în acest context. Cineva care vrea să vă acapareze sau pur și simplu să... S-a înfășurat, e un șarpe, măi. S-a înfășurat în jurul acestui ou, acestui concept. Iar șarpe, ou, interesant. Oul mă duce către o energie feminină. Eu cred că este un bărbat care are o chestie, o dorință sexuală foarte puternică față de o doamnă. Evident că poate să fie și invers, dar eu așa simt. Posibil semn de aer cu marcaje pe foc sau semn de foc cu marcaj pe aer. Trebuie să închidă un ciclu, am zis mai devreme, și să iasă eventual, să iasă din această energie. Dar eu simt acest ou cosmic ca o înfășurare, iar nevoia de cavaler, da? Valetul de aer, să zicem, sau nevoia de a comunica. Iar. Această energie care nu este prea... delicată, prea poetică. Nu, e foc, 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 foc. De. Și ține, cum a zis mai devreme, ia uite. Ține ascuns această, da? Ține ascuns această lună, acest, ia uite, acest ou, acest univers emoțional, această dorință pentru, eu știu, personajul feminin, așa simt eu. O ține ascunsă, dar la un moment dat va izbucni într-un fel, va simți nevoia să comunice. Și cum va comunica, om trăi și om vedea. E vorba de comunicare, pentru că și aceste cărți confirmă, ce, știți engleză, speak the language of love, vorbește limbajul dragostei. Dacă vrei să fii primit și înțeles, da? Dragă cavalerule de spade, dragă, cam ciudat, dragă diavole, ia măcar o formă mai emoțională, da? Pentru că nu toată lumea, sau chiar dacă simți atracție pentru cineva, unii oameni au nevoie de compasiune, de emoție, dar și nu-i suficient. Doar spade și atracție. Nu-i suficient, dragii mei. Sunt curioasă ce va apare în crucea celtică. 2 cărți care reprezintă, dragii mei, fii doritor să exprim dragostea. Că sunteți voi, că sunt ei, care au și ei planete, că eu știu ce
Poate nu toți cei cu soare în zodia leului trec prin experiențele astea. Poate, v-am zis, poate au Venus, poate au Marte, poate au nodul nord. Nodul nord în leu îi face foarte... Lilith, nu mai zic, Lilith e... Da? Și depinde ce marcaje se fac, ce aspecte în harta voastră, în sinastria voastră și ia că așa se ajunge. Și implică această casă a leului, să ajunge la o chestie toxică, asta vreau să zic, implică această casă a leului care, aha, interesant, este reprezentată aici de copii, că asta înseamnă casa leului, casa a cincea a copiilor. Posibil cineva vă dorește așa de mult și își dorește și cu copii cu voi, am zis, e un ou, vrea să vă înfășoare și să creeze un nou univers, o familie, un ou. Interesant, și aici tot ou este. Și aici apare leul. Leul. O, Doamne, ce cărți! Ar trebui să vorbesc, nu știu, o jumătate de oră numai despre acestea, cu animalele, numai despre un set de cărți. Eu tot încerc să le combin, să vedem cum se confirmă unele pe celelalte. Și sper să mă înțelegeți, că voi sunteți isteți. Foc, foc, foc mult, pasiune. Și nevoia de comunicare și totuși și nevoia de temperanță, de a aștepta. În general, șapte de monede nu prea comunică. Poate că își dorește să comunice, dar nu comunică. Stă ține în el. În ea. Eu știu ce. Și ea că așa, la un moment dat, pământul ăsta se transformă în ce? În semn de aer. Că nu mai poate să mai țină pământul, da? Capricornul, să zicem. Dar nu e obligatoriu să fie. Sper că înțelegeți să fie Capricornul. Se transformă în semn de aer și este nevoia de a comunica. Pentru că, am zis, amândouă cărțile confirmă. Fii doritor să-ți exprimi dragostea, vorbește limbajul dragostei. Da, e ok să-ți exprimi corect ce simți. Băi, mă gândesc tot timpul la tine, dar nu știu dacă ar putea cineva să zică așa ceva. Mi se pare cam lipsit de diplomație. Eu personal aș avea nevoie de mai multă eleganță în exprimare. În continuare, ce mai este? Singurul. Uf, the only thing that is real este dragul. Este. The only thing that is real is love. Singurul lucru real este dragostea. Wow! M-a lăsat și eu atras în această energie. Ia uite unde am tăiat. Vai, unde am desfăcut cărțile. Iar un mesaj. Măi, cineva vă iubește. Sau vă dorește foarte mult și crede că vă iubește. Nu știu, nu știu, dragii mei. Despicați voi toate aceste mesaje, creați-vi-le. Vreau să zic că, într-adevăr, acest personaj a descoperit diferența între obsesie și dragoste în relație cu voi. Sau voi, în relație cu cineva, descoperiți această diferență între obsesie, între adicție, între relații toxice și dragoste. Amândoi descoperiți, într-o formă sau altă. Fiecare are de învățat ceva din aceeași lecție, da? Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Repet, a mai apărut și la RAC și cred că și la altă zodie. Amândoi sunteți încăpățânați, că nu degeaba a apărut și împăratul, da? Împăratul, regele de băte, patru de monede. Și când am tras setul de cărți să vă arăt aceste scurte mesaje, iaca, unde s-a desfăcut, dragii mei. Aveți încredere că sunteți voi, că sunt ei. Aveți încredere, mai. Cineva vă iubește. Te iubesc. Și trebuie să iasă, unde e șarpele? Trebuie să iasă din niște șabloane, da? Trebuie să iasă din aceste tipare. Niște șabloane relaționale, pentru că oricum este altfel. Dar trebuie să iasă. Deocamdată stă în spatele acestor șabloane, dar de fapt în spate este un original, este un freak, este un ciudat. Nu neapărat în sens rău, dar dacă nu este direcționată această originalitate, această ciudățenie, da? Această zebră se poate transforma oricând în... Nu știu, în ceva ciudat. Seria aceasta de cărți, am zis, amintește de casa a cincea a leului, iar unii dintre voi poate trebuie să studiați cu copii, despre copii. Aha, interesant, a fost relații șabloane relaționale. Să studiați de
Ce atrageți anumite relații e o chestiune din copilărie. Niște experiențe, e o chestie psihologică, da? E o chestie care ține de copilăria voastră. Pe de altă parte, poate unii dintre voi, trecând peste această poveste, s-ar putea să fie un mesaj separat de toată nebunia asta, pasiunea asta ciudată, dragostea asta nebună. A, am zis că e leu, da, că se și vede, nu știu de ce n-am văzut. Interesant! Ia uite, iar leu și mielul, cum am zis mai devreme. Da, dar ei sunt în armonie. Trebuie să studiați despre, să învățați despre copii. Și dacă acest personaj se poartă ciudat, încercați să înțelegeți din perspectiva asta prin ce o fi trecut în copilărie, cu ce prieteni își petrece timpul, studiați problema asta ca să-i înțelegeți. Dar trecând peste problema asta, am zis că poate unii aveți copii și trebuie să-i dați la studiu, la școală, să-i susțineți la școală. Apar și florile, Venus în Taur. Vă ajută să înfloriți. Aha. Într-o zonă spirituală. În continuare aveți yoga și vorbiți cu îngerii voștri și aveți grijă de nutriția voastră și aveți încredere. Au fost niște mesaje foarte... De o energie destul de confuză. Încercați să vă detașați prin yoga, vorbiți cu îngerii voștri ca să puteți să comunicați cu acest personaj, care într-un fel e clar că e o leacă imatur. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Iar variază. Voi știți mai bine. Poate un personaj mai tânăr decât voi. Aha, și voi sunteți mai în vârstă pentru unii dintre voi. Și trebuie să comunicați cu grijă. Că ei nu prea se pricep la capitolul ăsta. Și repet, puteți să fiți voi aici, în această poziție, dacă nu e ei. Am vorbit mult, sper că am fost cât de cât înțeleasă. Mai amestec o dată cărțile, le pun și eu cum... Le pun pe aici. E un mesaj pentru unii și v-am zis, repet, nu e obligatoriu să aveți soare, puteți să aveți ascendent, dar eu nu mă simt, eu cu ascendentele, eu nu mă simt în această situație, simt că e altcineva în preajma mea, cu această energie. Asta o știu. Mai degrabă simt această poveste ca un Marte în leu sau cineva care are casa 8-a în leu. Și totuși, ia că așa apare soarele, uaia, lumea și moartea. Începe o nouă lume. Trebuie să apară trezirea spirituală pentru acest personaj despre care am vorbit. Trezirea spirituală, să iasă din această, ia uite, iar cerc, da? Să iasă din acest cerc, din această lume, să înceapă o nouă lume, să se transforme. Să aibă viață stabilă, da? Nu cu prieteni aiurea, nu înconjurat de energii de astea negative, scorpion, tarantule și cior și toate de astea. Toate sunt energii negative în acest context. Da? Să comunice adevărul, să aibă o viață corectă, să se detașeze de un trecut negru și să meargă către o regină de monede, către un cavaler de cupe, da? Către energii frumoase. Gata, hai, nu mai vorbi. Hai să facem crucea celtică. Ela, iar am vorbit mult. Stai, așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit. Și așa se întâmplă. Chiar dacă voi nu vă simțiți, repet, în această energie, probabil planetele lor fac conjuncții cu planetele voastre sau trigoane, semne de foc sau eu știu ce alte chestii se întâmplă și apare pasiunea asta nebună. Ia uite, cavalerul de bâte. Da? S-a oprit aici. Foc și aer. Semn de aer cu planete în foc sau invers. Leu, martie 2020. Leu, martie 2020. Ia uite, soarele. Trebuie să apară trezirea. Leu, martie 2020. Doamne ajută. Vedem.
Central. Ha, nebunul. Cineva e nebun după voi. Poate și voi sunteți nebun după ei. Repet, depinde ce planete vă reprezintă în această zodie și în această etalare. Ca reprezentanții cărei planete sunteți aici să ascultați aceste mesaje. Nebun. Posibil să aibă marcaj pe berbec, dar partea de început a berbecului. Că-i nodul nord, că-i nodul sud, că-s planete acolo, să-i facă, și atunci trigon cu leu, să-i facă mai temperamental, mai freak, am zis mai devreme, mai ciudați. Regele de bâte sunteți voi. Voi sau... Ideea este, aici e provocarea. Unul este nebun din dragoste sau vrea să riște sau vrea să iau de la zero și celălalt vrea să-și mențină controlul, că asta face regele de bâte, vrea să conducă. Că o fi același personaj care se luptă cu două tendințe, că tot am vorbit de chestia asta mai devreme, posibil, poate știți acest personaj, eu îl bănuiesc. Nu pot să pun mâna exact pe el, dar îl bănuiesc, îl simt. Depinde și de voi. Eventual, vedeți unde vă regăsiți, ori aici, ori aici. Dar eu zic că aici sunteți voi, leii, care trebuie să vă mențineți controlul. Un control sănătos, nu obsedați de control, da? Un control sănătos. Ia să vedem ce mesaje mai vin până la sfârșitul etalării. Regele de cupe. În trecutul îndepărtat, regele de cupe. Mare, mare iubire, dragoste, emoții mari. Cineva are mare dragoste pentru voi. Poate sunt planete în semne de apă, poate există personaj cu planete în semne de apă. Repet, trecem pentru că variază de la individ la individ. Dar trecând peste aceste zodii și planete, regele de cupe reprezintă o mare dragoste, un ocean. Un ocean, cineva care iubește, nu neapărat vă iubește, care puteți să fiți și voi, care iubește foarte, foarte profund, dar... arată foarte puțin. My love is deeper than the ocean. În trecutul apropiat încearcă să se tempereze acest personaj. Poate are planete în semnul săgetătorului, iar variază, nu e obligatoriu. Asta, că aici avem semn de apă, pești, drac, scorpion, iar nu e obligatoriu. Repet că pot să fie planete. Planete acolo. Oricum, încearcă acest personaj să nu arate, să se echilibreze emoțional, pentru că simte atât de multe. Să crească spiritual, cum am zis mai devreme, să crească spiritual, să lase în urmă ceva negativ, să se vindece, să aibă răbdare, că știe că pentru a manifesta acest nou început, acest 001, probabil că are niște lecții, niște transformări de făcut. Este singura carte care anulează diavolul, temperanța. Da? Adică o viață spirituală. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Wow! În viitorul îndepărtat, transformare, iar cavalerul de spade. Vine acest mesaj. Vine acest mesaj, o situație neașteptată. Viitorul îndepărtat, o transformare totală. Totală. E zero și multă. Cineva începe o nouă viață. Voi sau ei, în relație, după întâlnirea cu voi. Este Pluto. Probabil sunt niște conjuncții. Conjuncțiile cu Pluto sunt criminale. Scuzați-mi expresia. Sunt atât de obsedante. Și trebuie lucrate cu răbdare. Wow! Ce cărți! Să vedem ce mesaje mai vin. Știu că fiecare ar citi altfel, dar da, aici și ideea. Fiecare vine cu experiența sa și intuiția sa. Sfatul este să vă echilibrați, că asta înseamnă șase de monede.
Dacă cineva nu v-a dat atenție, va începe să vă dea. Iar e balanță pentru unii dintre voi. Dacă voi nu ați dat atenție cuiva, începe să dați ca să echilibrați un pic, să calmați un pic apele. Deci sfatul este echilibru în relație cu oamenii, cu cei apropiați, cu cei care au nevoie de atenția voastră, că cei anumite persoane cu planete în semnul leului ies în evidență și cei din jur au nevoie de atenția voastră, de validarea. Ah, ce frumos! 10 de cupe! Forță exterioară! Posibil să aibă influență? Posibil să fie un semn de apă pentru unii dintre voi, care, pe care îi vedeți ca pe... Wow, ești cea mai frumoasă persoană pe care am văzut-o vreodată. Ești cea mai deosebită persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Acest rege de cupe, acest 10 de cupe. Care vă transformă pe unii dintre voi. Nu pot să zic că sunteți voi, că sunt ei. V-am zis că variază și știu că unii o să vă supărați, dar știu de ce nu zic. Dar pentru unii care aveți aceste marcaje în leu, există un personaj cu un marcaj în apă care vă emoționează, vă aduce o mare bucurie, vă transformă, vă aduce lumină în cazul în care ați trecut prin situații neplăcute. Și vă transformă și ei se transformă și voi vă transformați. Văd lumină și la nebun, văd lumină și la văz, văz lumină și la temperanță, văz lumină și la 10 de cupe. Și uite, acum văz un soi de delfin care pește, pește care sare în sus. Nevoia de exprimare, nevoia de exprimare sau de a se arăta, poate este o chestie secretă, că am văzut luna, poate cineva despre care nici nu știți și veți afla că vă place, că vă... Că de când te-am văzut nu mai pot să dorm noaptea. Ia uite, noapte cupe. Da, de când te-am văzut, nu mai pot să dorm noaptea, mă gândesc numai la tine, ești persoana cu care m-aș căsători și asta căsătorit până la moarte. Justiția, wow! Balanța. E în poziția fricilor. Că le este lor frică. Or fi ei în semnul balanței. Că vă este vouă frică dacă sunt ei în semnul balanței și se comportă, cum am zis mai devreme, normal că vă puneți semnul întrebării. Wow! Ce vrea omul ăsta de la mine? Dar justiția în poziția frici, în poziția frici înseamnă că persoana sau voi sau situația nu este în echilibru. A mai apărut undeva, măi dragilor, n-a apărut și la rac exact în aceeași poziție? Și am mai văzut multe similarități cu racul la un moment dat. În fine. Posibil că ei trebuie să se separe sau cineva trebuie să se separe, justiția, moartea, de un stil de viață, de un ciclu de viață, ca să poată manifesta, da, să o ia de la zero pentru această dragoste mare, să ia controlul, ca să-și ia controlul asupra vieții. Cine o fi? Că sunteți voi, că sunt ei. Am zis, sunt semne de foc implicate în această poveste. Semne de foc, semne de... Dar toate semnele sunt. Deci sunt și emoții, și pasiuni, și gânduri. Și valori. Și nevoia de stabilitate. Ce vă doriți? Ia, uite, să aveți putere. Să-i temperați. Voi sau ei? Sau vi doriți pe acest personaj să vă tempereze, că aici e leu care urlă, rage, că nu mai poate. Da? Acest personaj blând, nu e obligatoriu să fie fecioară, da? Acum, cu semnul 8, mă gândesc că poate să fie și scorpion, da? Sau persoană cu marcaj pe casa 8, da? Ia, că așa că mai vin mesaje noi. Și zic că numărul 8 e casa 8 a scorpionului. A, sexualității, dragii mei, că na, nu putem să nu vorbim și despre asta. Probabil toată povestea asta vă va transforma viețile și nu doar. Posibil pentru... Cei care se vor implica într-adevăr în povestea asta într-un anume fel, posibil să fie și o transformare la nivel sexual, că asta e scorpion. Cineva trebuie să se tempereze, voi sau ei.
Sau vă doriți pe cineva care să vă mângâie, să vă facă masaj pe spate. Eu zic că vreți foarte mult, că aici e leul, vreți, vă doriți foarte mult un masaj, așa, Doamne, dar cui nu-i place un masaj prin păr? Când mă duc și la coafer, am zis că mă duc în fiecare săptămână, dar ea că nu mă duc. Vreți un masaj? Compasiune. Aveți nevoie de compasiune. Da, aveți puteri. Ah, iar numărul 8. Iar casa 8-a. Deci, am zis, schimbați-vă, găsiți-vă poziția, ori sunteți aici, ori în poziția leului. E o chestie de sexualitate. Asta e, eu așa simt. E o poveste în care o atracție foarte puternică. Iar avem scorpionul aici, da? Atracție foarte puternică pe care cineva încearcă să o tempereze, da? Și aici de-aia apare balanța în poziția fricii, că nu se poate echilibra. Că e balanță, că e leu, că e săgetător, că e scorpion, că e rac, pești, se nu contează, există și semn de pământ. Finalul. Începeți să comunicați. Începeți ceva. Începeți de la zero, mergeți către acest valet de bâte. A apărut și mai devreme, da? Valetul de bâte. Începeți o comunicare jucăușă. Copiloroasă, că na, dacă este persoana imatură și nu se poate abține, nu se poate controla la asemenea intensități, nu știu, cât se pot controla? Că poți să fii și mare, dita mai omul și să nu te poți controla când simți așa ceva. Se va comunica. Se va comunica. Ia uite. Vor fi momente de bucurie, 3 de cupe. Sau se va comunica că în acest moment există un trio și de-aia apare justiția și moartea, care va trebui anulat într-un fel. Cineva trebuie să renunțe la o persoană ca să rămâneți într-un cuplu de forță, da? Nu într-un trio. Sunt persoane și persoane, sunt anumite persoane foarte puternice, spirituale sau pur și simplu dominatoare, care nu sunt făcute pentru asemenea triouri. N-ai aveți puterea. Și cine își dă seama, știe. Uite, eu mai am un prieten, o prietenă, soție, soț. Sunt conștient că trebuie să, conștientă, trebuie să mă separ, da, e poziția fricii, să-mi transform viața ca să fiu într-un cuplu de forță cu tine. Comunicare. Va comunica că nu v-a spus până acum, probabil că i-a fost rușine. Și totuși, da, uite, soție, regina de monede, soție de care încearcă să se detașeze mental și să aibă o victorie cineva. Vom vedea cine. Ia să vedem cine. Asta așa pentru mine. Cavalerul de bute. Regina. Personaj cu semne de aer. Personaj de aer care are așa o atitudine mai de player, dar care vrea să-și schimbe viața. Balanță. Gemeni. Posibil și vărsător, deși până acum n-am văzut prea multe de vărsător. Am văzut balanță. Balanța e și aici. Balanță. Da, care vrea să comunice emoțional. Că se gândește tot timp cum să iasă din aceste... Vai, ce frumos! Că se gândește tot timpul la această dragoste. Uite, asul de cupe și 10 de cupe. Se gândește tot timpul. Nu am timp să spun toate câte văd aici. Nu am timp. Așa, la capătul setului de cărți, 8 de cupe. Încercați, ori voi, ori ei, să vă detașați de cupele astea, care sunt goale. Par colorate, dar sunt goale. Încercați să încearcă ei să se detașeze, să meargă către 9, către 10, da? 8 și cu 1, da? Și cu 1, 9. Și cu a voastră sau a lor, 10. Împreună puteți fi foarte fericiți. Cel puțin așa vă simțiți. Dar vă dați seama că asta înseamnă... Vai, ce frumos! Înseamnă implicare, maturitate.
o creștere practică, o relație practică care poate fi construită, am zis, până la moarte. Dar acești prim pași trebuie făcuți cu precauție, va mai dura. Și la un moment dat, totuși, cineva încearcă să pună piciorul pe accelerație, că cavalerul de monede merge încet. E precaut, dar la un moment dat va fi nevoia de un pic de accelerație. Ca să accelerați și vindecarea. Patru de spade. Pentru că aici, în această poveste, este un personaj, că sunteți voi, că sunt ei, care vă împlinește toate dorințele. Este exact persoana pe care v-ați dorit-o. Steaua. Am zis semnul vărsătorului pentru unii. Sau cu planete acolo. Mai sper că am fost coerentă. Nu pot niciodată să zic că sunteți voi, că sunt ei, pentru că variază. Voi vreau să vă simțiți poziția în aceste mesaje. Posibil se va comunica și despre această nevoie de vindecare. Amândouă cărțile vorbesc despre vindecare, despre blocaje, despre șabloane. Da, este nevoie de o detașare emoțională și de comunicare. Am zis mai devreme când comunicați cu copii, o situație, comportamentul acestui personaj care, sau al vostru, dacă aveți planetă acolo, arată faptul că niște situații în copilărie v-au determinat să vă purtați așa sau îi determină pe ei să se poarte așa. Și totuși, este o legătură spirituală. Și când vorbesc de legătură spirituală, înseamnă că v-ați mai întâlnit în alte vieți, că v-ați întâlnit acum ca să vă vindecați niște chestiuni, eventual să vă continuați niște lucruri pe care nu le-ați rezolvat în viețile anterioare. Mai, îmi spuneți dacă am fost coerentă. Sunt curioasă cum rezonează în viața voastră această etalare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!